Bună dimineața, bună ziua, bună seara, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube, Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Am să vă fac acum un pic cam târziu, ce-i drept, etalarea doamnelor pentru weekend, dar făcând ieri foaia pe inițiale, m-am gândit să aveți timp un pic să o parcurgeți. Știți foarte bine că este o etalare generală, nu are cum să se potrivească tuturor. Și poate duce nu numai pe acest weekend, îmi cunoașteți stilul, întotdeauna zic un pic mai mult. Deci să ne bucurăm și de această etalare, chiar dacă timpul s-a scurtat. Și mulțumesc pentru susținere, like-uri noilor abonați. Și începem cu dama de roșu pentru weekend. Deci, damele sunt astăzi, este rândul dumneavoastră, dragilor, cu dama de roșu. Știți că nu, pentru cele noi abonate, nu aleg cărțile, amestec fiecare pereche de cărți și care îmi cade prima, a doua, a treia și a patra, așa le iau. Bun, așa le scot, așa le citesc. Începem cu dama de roșu astăzi. Știți cum arătați, dar trebuie întotdeauna să mă repet pentru că nu știu, deși vizionați, tot timpul vă întrebați oare eu cum arăt, de ce sunt, ce culoare și așa mai departe. Deci de la brunețică la blondă chiar, cu ochii căprui și pielea nici deschisă, nici închisă. Puteți chiar să fiți și un pic rotunjoară sau și slabă. Da? Bun, dama de roșu pentru acest weekend. Veți avea o bucurie cu unul din copii sau cu băiatul. Da? Dacă aveți un băiat cu băiatul, dacă aveți doi băieți cu unul dintre ei în acest weekend. Deci suntem dama de roșu. Bun. Cam scurtă masla. Însă nu e problemă că am ce spune. Bun. Vă simt un pic mai descongestionate. Mai legere. Mai probabil că după unele dintre voi ați avut o problemă sau o aveți încă, dar ați obosit să mai suferiți sau ați obosit să mai așteptați sau ați obosit să mai luptați cumva și v-ați liniștit un pic. Acum e ca și cum ați spune fie ce-o fi, dar bine faceți, detașarea este cel mai mare atu care poate să-l aibă un om, detașarea de case, detașarea de persoane, detașarea de dragoste, detașarea de trecut, detașarea de orice, da? Și atunci ne va merge foarte bine, dar vă simt mai liniștite, altele dintre voi ați fost săptămâna asta la petreceri sau în weekendul trecut, nu știu, pentru că văd că tot ați început să ieșiți, poate doar la o cafea, nu neapărat la petreceri, dar văd că v-ați mai împrietenit cu cineva sau ați consolidat relațiile pe care le aveți cu fetele, mă refer, sau și cu bărbații din viața voastră. Și văd că ați început să mai ieșiți, probabil și pentru faptul că e o vreme frumoasă afară, dar bine ați făcut, pentru că vă simt mai luminate, vă văd mai bine. Și cu sănătatea se pare că în acest weekend vă este ok, parcă nu mai simțiți acea oboseală cronică. Ați început din nou să aveți, nu știu, cliente sau să vă organizați mai bine la servici sau pe afacerea care o aveți sau indiferent ce faceți, în orice caz în acest weekend tot în aglomerație îmi cădeți. E ca și cum nu vă mai gândiți la nimeni și la nimic decât la voi și la familia voastră.
sunteți unele, bineînțeles, un pic îndoite de dragoste, ca și cum, din nou mă repet, dacă vine, vine, dacă nu, nu, chiar dacă sunteți singure sau chiar dacă sunteți despărțite sau e ca și cum nu vă mai puneți energia pe parteneri atât de mult și bine faceți, că doar așa se vor întoarce în momentul când nu vă veți mai gândi la ei, pentru că voi vă dați din energia voastră și ei cresc, își rezolvă problemele, iar vouă vă scade vibrația. În dragoste, într-adevăr, cele care aveți parteneri mai tineri decât voi, se pare că este un weekend bun, mai ales dacă partenerii sunt de tobă. În rest, situațiile rămân neutre, nici bine, nici rău, da? Ca să înțelegeți de ce spun, de exemplu, doar un valetul de tobă. Păi îl spun că doar la cazul concret. Dacă aveți de verde, de exemplu, energii mai tinere, de verde, de ghindă sau de roșu, înseamnă că nu se întâmplă nimic, nici de bine, nici de rău în acest weekend, da? Iar dacă sunteți căsătorite, sunteți în relații de lungă durată sau partenerii sunt pe energii mai mature decât voi, foarte bine, aici sunt aspectate damele de roșu care au tot bărbați de roșu sau bărbați cu ochii verzi sau albaștri, deși la unele dintre voi se pare că acest bărbat are chiar și o amantă sau se mai culcă cu cineva și voi ați știut, ați aflat sau știți. Bun, nu contează, ideea este că este liniște în acest weekend și drumurile sunt bine aspectate, veți ieși din casă, asta este clar. Și majoritatea veți avea niște întâlniri sau undeva vă simțiți bine, uite. Da, se pare că unele dintre voi chiar vă veți întâlni cu cineva care l-ați cunoscut de curând, da? Și din nou, altele dintre voi veți munci, veți face ceva acasă, dar vă simțiți bine și sunteți fericite. Că aveți chiar și sprijin, primiți și vești de la drum lung, de la cineva care este la drum. Iar munca din casă sau pentru voi o să vă facă absolut foarte bine, sunteți foarte fericite, aveți o energie debordantă. Da? Și o să vă vină cineva de la drum în casă, poate nu, eu aș vrea să fie în acest weekend, ca să fiți fericite și bine. Dar poate să mai întârzie o lună de zile maxim, dar vă cade un bărbat de tobă și unul de roșu în casă de la drum. Da, și veți avea un nou început, e cineva nou sau pur și simplu este soțul care vine acasă după câteva luni de zile, dar este o energie bună. Și aveți noroc și la bani. Eu nu spun că la jocurile de noroc, nu v-aș sfătui să faceți chestia asta, deși un euro, doi puteți băga sau 10 lei sau ceva acolo, pentru că îmi cade în acest weekend un pic de noroc la bani. Dar am spus-o și înainte, da? Că o să vă meargă mai bine. Aici mi-au căzut jocurile de noroc, dar asta nu. Asta e ca și cum, hai să risc, uite, mâine nu-mi deschideam chioșcu, zic așa un exemplu, dar îl deschideți și ce credeți, aveți vânzări, da, să zicem. Și o veste bună de asemenea și o realizare veți avea cu un săgetător din casă, poate să fie femeie, bărbat, nu contează, veți avea o realizare chiar până pe 21 aprilie cu un săgetător și veți fi foarte fericite, vă iese ceva. Vai, ce frumos! La unele dintre dumneavoastră, ori veți fi cerute de soții sau chiar se întâmplă o nuntă, o căsătorie în familie sau în casă și veți fi fericite, ori pur și simplu poate fi o împăcare, nu neapărat nuntă, dar și împăcare, pentru că, uite, îmi cade fericire, îmi cade căsătoria, dar nu neapărat că vă căsătoriți, da? Adică acum dacă cade această carte, bine, să dea Dumnezeu
să vă și căsătoriți cele care doriți, dar asta înseamnă că veți cunoaște pe cineva, vă veți împăca cu cineva din trecutul vostru, sau dacă sunteți cu cineva, avansează relația într-un sens bun. Și tot așa, da? Dar luați ce credeți că vi se potrivește. Bun. Pentru cele absolut singure, uite, aveți și voi bucurie cu fetele, ieșiți, vă dați daruri, primiți daruri, probabil că este și ziua cu vreuneia dintre voi în acest weekend, pentru că se pare că cineva primește și cadouțe aici. Deci este un, ia uite, vă cade și un beneficiu, deci o rezolvare a unei probleme, poate chiar dacă nu aveți bani și aveți nevoie și vă împrumutați, chiar veți face rost și de această sumă de bani, sau pur și simplu vi se rezolvă exact ce spuneam, sunteți la capătul puterilor și pur și simplu ați spus mă las în voia ta, Doamne, și în mâinile tale și v-ați relaxat, sunteți mult mai relaxate, deci aveți un weekend minunat și vă doresc numai bine. Următoarea, Dama de Tobă, de la castanie și atenă, la păr deschis, cu ochii căprui, pielea foarte albă, pielea albă plinuță sau bine făcută sau rotundă la față, chiar și, deci și rotundă la față, dar trebuie să fiți un pic și plinuțe. Sau mai osoase, da, mai bine făcute. Ia să vedem Dama de Tobă în acest weekend. Și voi v-ați relaxat pe o anumită situație, aveți o misiune, nu s-a rezolvat o problemă care vă stă în vă stă pe creier de ceva timp, cam de mult timp, dar măcar ați găsit, aveți o șansă la o alternativă. Dar nu e vorba de dragoste, sunt alte lucruri care trebuie să... Bun, în acest weekend clar nu vă căsătoriți, nu veți cunoaște pe nimeni nou, vă spun din start, cele care este singure, deci nu. Într-adevăr, aveți realizări întârziate, cu pași foarte mici, dar siguri, blocaj, bineînțeles că tot ba l-aveți, ba nu l-aveți, ba... Deci ba dispare, ba apare, dar nu este blocajul vostru neapărat. Ați vrea să luați anumite hotărâri, dar cumva mai așteptați vești din stânga și din dreapta ca să vedeți cum vă orientați. Eu zic să nu mai așteptați nicio veste din partea nimănui și să faceți fix ce vă taie capul și pur și simplu ce simțiți. Dar ce vă spune intuiția aia să faceți? Sunteți îndoită de dragostea unui bărbat de roșu. Acest bărbat este foarte obosit, muncește foarte mult, este foarte... și el mai mult singur și nu știe nici ăsta încotro să o ia, dar are și el blocajele lui și problemele lui și preferă o singurătate. Acum, într-adevăr, nu este neapărat necazul vostru, este și al acestui bărbat. În altă ordine de idei, dacă aveți copii, vă aleți mai tineri, să știți că țin o supărare, o boală sau un viciu. Aici pot spune că va fi greu cu acest copil, dar are șanse, dar în 4 luni de zile, 6 luni de zile, 7 luni de zile, deci mai durează până își revine, dacă este bolnav, dacă ia substanțe interzise, dacă. Și da, realizările sunt, uitați-vă, au căzut cei 4 ași, doar că și întorși, asta înseamnă că mergeți cu pași mici, dar siguri. Un bărbat de ghinde vă gândește casa, se pare că cineva va veni în casă, nici asta nu e prea sigur pentru că este în pot molit, dar una peste alta, acest weekend
Dacă aveți energii mai tinere ca și iubiți, prieteni, soți, să știți că cam morocănoși în weekendul acesta, nu certuri, da? Sunt ei cam morocănoși, cam întoși, cam suciți. Însă dacă sunteți singure, nu veți cunoaște pe nimeni, dar este un weekend liniștit. Cineva dintre voi face o vizită ori la o mamă, ori la o soacră. Se pare că aici, nu știu, cineva a gătit ceva, gătește ceva, dar nu ieri ați făcut mâncare. V-ați săturat și de carne și de tot, ca și cum ați făcut ceva răcoros de legume și niște ceva rotunde, ori gogoș, ori prune umplute, ori ceva rotund. Ați făcut ceva rotund sau nu știu, văd ceva rotund, uite, vă gândește chiar și pe cele singure sau chiar dacă aveți pe cineva și cunoașteți un bărbat de ghindă și se pare că veți și cunoaște un bărbat de ghindă, cele care chiar sunteți singure, dar nu neapărat în acest weekend, v-am spus că e cam goală cartea. Dar foarte multă energie din partea unui bărbat de ghindă, vă gândește mult, oricum unul de ghindă, acolo unde există chiar vă gândește. Bun, haideți să vedem ce mai cade pe ăsta de roșu, că e supărat foc, dar uite, voi în relația cu el, practic, vă a căzut soarele, deci asta înseamnă un pic de stabilitate cu el. Dar stabilitate nu neapărat, poate fi și un prieten bun, nu neapărat în dragoste. O stabilitate, o prietenie stabilă, care unde vă sprijiniți reciproc la un moment dat. Ăsta de ghindă, vreau să văd ce este totuși cu el. Are și ăsta pierdere, o să se despartă de o femeie sau s-a despărțit sau trebuie să renunțe la ceva, vă cad vești de la el. În acest weekend nu, dar multe vești totuși bune, îngeri păzitori, sunteți, vă cad mesaje dintre oameni de stat, acolo unde este cazul, da? Sunt curioasă să văd, ele în mod normal ar trebui să fie bune după cărțile astea. A, nu e. Oameni de stat, nu știu, aici în cazul acesta se ia o hotărâre, totuși tot cu un bărbat de la drum, da? Nu trebuie să fie neapărat din străinătate, poate fi de oriunde, dar este clar că se iau hotărâri concrete cu veștile astea, el se desparte de cineva sau renunță la o situație sau are pierderi de bani sau ceva, dar simt mai mult că trebuie să termine cu cineva și poate fi și cu litera A în nume sau prenume. Da, frumos weekendul, liniștit, calm, fără prea mult action, dar cu promisiuni de viitor. Da? Bun, dama de ghindă, bruneta cu ochii negri și cu pielea măslinie. Pentru acest weekend, 12 de cărți, 12 de cărți, spune știți, spune știți, spune știți, spune știți. Da, mă, de ghindă, da, ce să fie. Hai că primiți și voi vești de la bărbații voștri de tobă. Mamă, hotărât vin. Indiferent că sunteți în relație, că de-abia i-ați cunoscut, că sunteți soții, deci v-au căzut 100% și când am tăiat cartea și aici, deci sunt foarte hotărâți, îi gândiți să vină către voi, sunteți îndoite, câteodată poate v-a mai mințit așa un pic sau vă minte cu ceva acum, dar nu contează, ideea e că nu e o minciună, e ceva nevinovat sau pur și simplu nu vrea să vă supere prea tare, deci nici nu dați importanță. Omul sună, dă mesaje, vine sau vă întâlniți și cu el, depinde de situația fiecăreia. Wow. Bun, foarte frumos, deci sănătatea este bine aspectată.
Toată lumea se simte bine în acest weekend, chiar și soacra voastră, care este bolnavă sau a fost bolnavă, e mai, are un pic vibrația mai ridicată, un pic mai bine, mai calmă, mai clară, mai caldă și mai clară. Pe de o parte, pe de cealaltă parte, văd că plecați la drum în vacanță, poate sunteți chiar în weekendul ăsta și plecate, pentru că văd și familie, copii, bărbat, așa, săptămâna până pe 10 mai, hai să nu vă mint, săptămâna, nu săptămâna viitoare, hai să spun până pe 10 mai, că mai încad vreo 3 săptămâni jumate, 4, nu știu, deci hai să spunem că până la jumătatea lunii mai veți avea o realizare de nici voi nu o să vă vină să credeți, nici voi nu o să vă vină să credeți. Pe dragoste în acest weekend sunteți foarte bine aspectate, toată lumea vă gândește. Dacă aveți bărbat cu ochii verzi sau albaștri, va veni către voi. Poate chiar și în casă, da? Dacă aveți bărbat de tobă, ia uite, vă ridicați cu bucurie, cu vești bune. Altele dintre voi chiar ieșiți afară, vă întâlniți cu ei, plecați la un drum foarte bun, bine drumurile aspectate aici. Veți semna acte până la sfârșitul lunii mai, jumătatea lunii mai, da? Cu copiii din nou bine, vor lua examenele, dacă au până în mai examene, să știți că se vor ridica cu bucurie. Ați luat o hotărâre, o întoarcere, faceți o schimbare aici care o să vă fie foarte bună și chiar și în prezent sau în viitor. Chiar și dacă ați divorțat de curând, sunteți fericite sau veți fi mai fericite singure sau pur și simplu apare sau aveți deja și pe altcineva în viața voastră, lucrurile încep să, nu știu, vă simțiți mult mai bine, este cartea superbă. Am pe cineva aici care într-adevăr merge și la un botez sau la o cununie, parcă n-ar fi chiar nuntă. Foarte frumos, superbă cartea, superbă. Haideți să vedem pentru cele singure și supărate. Aveți, da, sunteți, deci cele care nu aveți partener sau nu aveți pe nimeni, chiar trebuie să aveți grijă la eșecuri financiare, la pierderi sau poate sunteți într-o perioadă urâtă acum, da, aveți grijă că veți avea probleme și cu mașina, dacă aveți, dacă nu aveți. Nu știu, cu centrala de la casă, cu o sobă, cu o chestie de genul ăsta. Dar după această supărare sau după supărările astea care le-ați avut, că pot fi și chestia asta, veți avea un drum cu bucurie, deci vă schimbați soarta. Exact cum am spus și mai devreme, ați luat o hotărâre și veți merge înainte pe drum, deci este clar că vă cade un drum cu bucurie la câtă supărare și pierderi ați avut aici. Ia uite, vine și moartea, foarte interesant, dar vezi, ție nu-ți convine transformarea asta, care pur și simplu, dacă n-ai avut tu puterea să o faci, universul a venit și ți-a dat brânci, știi? Te-a împins de la spate. Dar ce crezi? Că te ridici cu bucurie și cu noroc. Deci acum ești frântă, dar uite, transformarea e foarte bună pentru tine, că vei pleca la drum, vei schimba orașul sau țara și o să-ți meargă mult mai bine și ai să-ți revii. Ai o carte superbă după. Da? Plus că trebuie să mai lași gelozia aia la o parte, indiferent cu cine vei fi în viitor, să nu mai fi geloasă unele dintre voi că altele au făcut așa sau să fii geloasă pe actuala iubită a fostului tău. Ducă-se, ducă-se, da? Nu mai fi supărată că nu. Uite, și ai să fii înconjurată de copii, de copii mici sau de oameni în vârstă sau de, nu știu, de ceva. Da, în orice caz, cartea e foarte bună. Ia să vedem ce aș mai putea spune. Da,
damele care au, care sunteți singure și aveți un băiat, o să ajungeți la un consens și la o bucurie și la din nou un nou început, da? Că e copilul, că sunteți voi, dar se repară ceva acolo în curând. Chiar în curând, aici ai până pe 6 mai se repară o situație sau 13 mai iarăși, sau este el sau voi sunteți născute pe 13 sau poate unde e 13 astăzi, nu știu. Așa, aveți grijă la furturi și la minciuni pentru o schimbare de casă, o afacere sau niște acte care aveți să le refaceți, nu să le faceți, să le refaceți. Este ceva acolo care nu e ori legal, ori e greșit, ori se întâmplă ceva pentru o casă, un teren, nu afacere, da? Deci fiecare cu situația lui. Deci casa asta înseamnă. Casa înseamnă casă, teren, afacere, servici, dar pe niște acte trebuie refăcute niște acte pentru că este o greșeală în acte sau o ceva care vă poate aduce la pierderi și nu mai credeți întotdeauna când aveți ceva de făcut, nu mai credeți pe nimeni, luați-vă un avocat să citească bine, că vreau să vă spun. Deci sunt atâtea acte care se fac și chiar dacă aparent le înțelegi când le citești, aparent, da? Vreau să vă spun că nu e chiar așa. Depinde de punctuație, depinde de virgulă și de gramatică. Deci o frază, o propoziție poate avea atâtea sensuri încât habar nu aveți ce se poate întâmpla de la o virgulă sau de la o punctuație care nu este corect pusă. Așa că, bine, nu că ar ști toată lumea limba română corect și perfect, dar este bine totuși să vă luați toate măsurile de precauție și acum apare și dama de verde, dama cu ochii verzi sau albaștri pentru acest weekend. Dama de verde, sâmbătă, duminică. Plecați și voi la un drum sau vine bărbatul vostru de la drum, dar altele dintre voi aveți și un tată de care aveți grijă sau vă împăcați cu tatăl vostru. Da, acolo unde este cazul, au fost probleme, un pic mai multe probleme. Bun, haideți să vedem. Deci aici pe sănătate... într-adevăr, cu siguranță la câte lume se uite, cineva trebuie să se simtă și rău. Este imposibil aici, da. Și dați bani pentru sănătate în următoarea perioadă. Ați dat bani și veți mai da bani, dar aici problema mea nu este sănătatea voastră, ci, din nou, mă repet, a unui bărbat. Deci, cade aici o problemă foarte... a unui bărbat... mai, dar îl văd, nu este, n-aș zice că e chiar soțul vostru de data asta, este un tată sau un socru sau ceva, pentru că este lângă casă, dar nu e din casa voastră, din, de aceea zic că e cineva care, cu care vă veți chinui în următoarea perioadă pe sănătate, veți da foarte mulți bani. Am aici pe cineva care se mută și trebuie să-și cumpere altceva sau se face un partea sau ceva și nu aveți bani sau pur și simplu nu mai puteți rămâne în locul în care sunteți și trebuie să plecați și duceți lipsă de bani. În weekendul acesta trebuie să aveți grijă să nu pierdeți chiar și ceva. Există și probleme cu copiii în anumite cazuri. Sigur, e o etalare generală, nu vreau iară să țipați și să faceți aoleo, că tot timpul nu spun numai de rău, dar ce să spun, cu atâta pagubă, cu așii toți întorși, cu necazul, cu lacrimile și cu sănătatea și cu banii pagubă pe toți și cu trei dame. Spuneți voi care știți să dați în cărți. Că eu oricum dau altfel, dar baza undeva tot cam pe acolo este. Spuneți voi, deci... eu nu zic că weekendul ăsta va fi frânt.
Dar trebuie să aveți grijă ce decizii luați. Un bărbat ajunge la spital, cheltuiți foarte mulți bani, unele dintre voi nici nu îi aveți și vă cade pagubă de dar și din cauza unui băiat, unui copil. Bârfă multă, ceartă, un pic, deci dacă ar fi, trebuie să rămâneți liniștite, trebuie să rămâneți calme, pur și simplu, să nu vă intereseze nimic, să nu vă certați, ca să nu dați în alte alea, da? Pe dragoste, nu mai aveți chef în următoarea perioadă, multe dintre voi. Într-adevăr, îmi cad aici, îmi cade un bărbat de ghindă pe dragoste, îmi cade cineva de roșu, care e mai tânăr decât voi, dar aveți alte probleme de rezolvat și alte lucruri la care eu aici ce sfat să vă dau? Să pur și simplu să le luați ca atare și să nu vă supărați, da? Bine, acum, dacă aveți un copil bolnav sau cu probleme, clar că n-ai cum, ești părinte și nu te poți. Dar veștile nu sunt prea bune și culmea sunteți voi implicate în toate chestiile astea, adică în următoarea perioadă veți fi mama răniților, ca să înțelegeți, nu sunteți voi direct. Deci vin din exterior, dar sunteți în miez, da? Bun, pentru cele absolut singure. Uite, vezi exact ce spuneam, vine un bărbat de roșu care e mai tânăr decât voi, vorbiți cu el, vă împăcați cu el, ați avut certuri cu el și vă puteți împăca, se întoarce, dar tot cu necaz și cu probleme după el, da? Bun, vreau să văd pentru cele fericite și care sunteți foarte bine, da? Ia uite, bărbatul de verde. Da, aveți un bărbat de verde cu ochii verzi sau albaștri sau în haină de stat ca și voi. Și aveți o realizare cu el, dar pe de altă parte aveți grijă și săptămâna viitoare la serviciu să nu vă fure cineva postul sau să vă fure un examen sau să vă ia locul altcineva sau nu știu, că sunt mișcări de trupe și la muncă. Da? Uite, vezi, sunteți și el e îngândurat. Aveți grijă să nu vă separați, să nu divorțați, să nu vă certați, să vă despărțiți și voi. Da, e o energie un pic mai apăsătoare. Ce să fac? Asta mi-a căzut, asta vă spun. Voi trebuie să nu băgați în seamă, luați doar ce vă convine, ce vă place. În alt ordine de idei, uite, și multe dintre voi veți avea un alt început sau în viitor, mai târziu, puteți face și un copil. Da, deci este clar că este vorba și de despărțire aici, că vine nou început. Ce înseamnă nou început? Că ai să-ți găsești pe cineva sau că te-ai despărțit și îți vine o viață nouă. E foarte simplu. Da. Și să aveți grijă, asta vă spuneam, să nu vă certați, că uite, până la urmă, până pe 30 mai, lucrurile încep să se așeze. Aveți probleme și cu un proces aici, cu șarpele ăsta, cineva vă fură un proces. Deci, trebuie să fiți un pic, să deschideți ochii mai bine, mai mult, da? Și să nu băgați nimic în seamă, să spuneți tatăl nostru, să vă mai faceți o sfeștanie la casă, dacă nu aveți timp, chef sau nu aveți preot, băgați la greu aiasmă, smirnă și tămâie și dați drumul la geamuri, la ușă, ieșiți din casă să nu vă tragă curentul și lăsați o jumătate de oră peste tot să iasă toate energiile negative din casă, da? Și cam asta este. Și vibrația se va schimba. Te mai duci la biserică, mai aprinzi o lumânare, mai aprinzi și acasă una în chiuveta de la bucătărie, una albă, rotundă, mai spui de 3 ori Tatăl nostru și în 3 zile vă reveniți. Deci vă jur, dar trebuie să faceți, dar nu agitate, da? Calme, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Dacă nu știu, știți cum este decât să
merg cu capul plecat, mai bine îmi privesc doar pantofii de lux, știi? Nu, sus, că se poate. Bun, vă doresc un weekend minunat, cu grătare și cu fericire și cu bucurie. Și ne auzim la următorul videoclip, adică mâine. La revedere!